Bună ziua, Andrei, ce mai faci? Bună ziua, foarte bine, dumneavoastră. Uite, bine. Andrei, între timp, pe site-ul Ministerului Educației s-a mai postat o variantă de antrenament. Haide să o vedem. Ce zici? Ești de acord? Da. Bun. Fii atent. O să dau un share screen astfel încât să pot să-ți prezint varianta. Iată, examenul național de bacalaureat 2021, testul 2, limba și literatura română, filiera teoretică, profilul real, filiera tehnologică, da? Și filiera vocațională cu toate profilurile, exceptând profilul pedagogic. Hai să vedem. Uite, primul subiect are la bază un text suport. Te rog să fii atent, îți voi lectura acest text. Și azi, minunată îmi apare în memorie mahalaua copilăriei. Din curtea noastră lungă și plină de flori alese, cu pomi roditori și boltă bogată de viță, se auzea vara vocea duioasă și cristalină a mamei. Dă fuga, Emilică, până în capul podului, că-mi trebuie o lămâie. Și cât ai clipit din ochi, eram înapoi. Deși încă de pe vremea copilăriei mele era oficial înlocuită cu aceea de Piața Victoriei, denumirea veche de capul podului era încă pe buzele tuturor, chiar și ale copiilor. Ce tramvai cu cai, bineînțeles, trebuie să iau ca să ajung la capul podului? Sau, Birjar, vrei să mă duci până la capul podului? Îmi amintesc bine, la numai câteva case de aceea a părinților, curtea enormă cu fântână, mare la mijloc, cu grajduri adăpostind cai frumoși, trăpași, ce înhămau la trăsuri elegante cu roți de cauciuc sau la cupeuri scumpe. Iar în timpul iernii, la sănii, îmbrăcați în valtrapuri dantelate și împodobite cu zurgălăi, care alunecau pe luciul zăpezii, pe tot întinsul șoselei Chiselev, într-o goană nebună ce făcea să te crezi într-o lume de basm. Basmul acesta ținea cam 5 luni, căci pe atunci numai soarele primăverii topea zăpada. Odată cu începerea zilelor frumoase ale primăverii anului 1910, m-am asociat și eu cu băieții care iubeau gimnastica și sportul, cutreierând împreună șoseaua Chiselev în lung și lat, cale de 3 kilometri de la capul podului până la hipodrom, sau cum s-ar spune azi, din Piața Victoriei la Casa Scânteii. În amintiri am arătat pe larg că nu m-am bucurat în copilărie de o sănătate de invidiat. Ba, dimpotrivă. Slab la trup și bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanț de capul meu. Până într-o zi când am luat singur hotărârea să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchii armonios dezvoltați. Primul sport ce l-am practicat de copil a fost înotul. Pentru aceasta mergeam la Băneasa, la locul numit Pânzărese. Așa îi se spunea atunci porțiunii cu apă curată unde puteai înota. De mare prestigiu se bucura pe vremea când eram copil frumosul joc al oinei. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării. El se desfășura tot pe șoseaua Chiselev, pe terenul unde se găsește astăzi Institutul de Geofizică Aplicată. În anii următori, concursul se ținea în Parcul Național, chiar la intrarea unde se află astăzi expoziția. Jocul nu era brutal, fiind mai degrabă folositor tinerilor. Le dezvolta abilitatea de apărare, fuga, agilitatea și forța de a bate și de a arunca mingea, care era foarte tare, fiind plină cu păr de cal. De mărime potrivită, puteai să o ții în palmă și să o arunci spre a nimeri pe adversar, care trebuia să se ferească de lovitură sau să o prindă. Întreaga acrobație a apărării declanșa entuziasmul mulțimii ce asista la joc. Mâinile scrântite și degetele umflate și întoarse constituiau însă riscul de care nu scăpa niciunul dintre jucători. Am practicat cu plăcere acest sport.
fragmentul extras face parte din textul La capul podului la început de veac, scris de Emil Marinescu și publicat în volumul Portrete și siluete din lumea operei. Dragă Andrei, așa cum observi, ai cu steluță trecute și două cuvinte necunoscute și explicate, evident. Iată, trăpaș, de aici, adăpostind cai frumoși, trăpași. Da? Trăpași sunt, reprezintă o rasă de cai specializați pentru o mare viteză la trap. De asemenea, este explicat și cuvântul valtrap. Iată-l în această secvență. Caii erau îmbrăcați în valtrapuri dantelate și împodobite cu zurgălăi. Valtrap este o pătură împodobită cu diverse cusături care se pune pe spinarea calului sub șa. Bun, așa cum ești deja obișnuit, prima parte a acestui subiect presupune un set de 5 exerciții care mai degrabă se axează pe înțelegerea textului suport. Hai să rezolvăm împreună. Te rog să-ți pregătești și caietul astfel încât să-ți notezi lucrurile pe care le consideri importante, da? Noi o să rezolvăm varianta mai mult oral, însă în momentul în care consideri că e ceva interesant de notat, te rog să nu eziți. Hai să vedem. Primul exercițiu. Indică sensul din text al secvenței. Cât ai clipit din ochi? Hai să ne uităm în text. Te rog să te uiți în primul paragraf și să identifici secvența. Iată. Citește-o. Și cât ai clipit din ochi? Eram înapoi, eram, da? Înapoi, da. Așa, hai să vedem cum rezolvăm acest exercițiu. Sensul din text. Sensul din text al secvenței cât ai clipit din ochi. Da. Este? Este că foarte repede. Așa, da? Băiatul se întorcea foarte repede, da? Iute, da. Cu rapiditate. Bun, exercițiul 2. Menționează vechea denumire a pieței Victoriei utilizând informațiile din textul dat. Ia să identificăm fragmentul. Vechea denumire a pieței Victoriei era Capul Podului. Sigur, bravo, foarte bine. Iată și secvența evidențiată în text. 3. Precizează modul în care era marcat sfârșitul de an școlar în copilăria autorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Hai să vedem. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării. Da, un concurs de oină. De oină, foarte bine, da? Da. Bun. Hai să vedem și secvența semnificativă. De mare prestigiu se bucura pe vremea când eram copil frumosul joc al oinei. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării, da? Iată, inițial concursul se desfășura pe șoseaua Chiselev, da? Pe terenul unde în prezent se găsește Institutul de Geofizică Aplicată, iar mai târziu în Parcul Național, la intrarea unde se afla expoziția, iată și secvența semnificativă din text. 4. Explică motivul pentru care autorul a început să facă sport. Pentru a deveni autorul a început să facă sport pentru a deveni un copil mai sănătos, mai voinic, agil, curajos. Bravo! Deoarece era mereu slab și bolnăvicios. Așa, da? Iată, în copilărie nu m-am bucurat de o sănătate de invidiat, ba dimpotrivă. Slab la trup și bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanț de capul meu până într-o zi, când am luat sigur hotărârea să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchii armonios dezvoltați. Foarte bine, Andrei.
Și ultimul exercițiu din acest set, exercițiul numărul 5, prezintă în 30-50 de cuvinte imaginea iernii păstrate în memoria autorului, așa cum reiese din textul dat. Imaginea iernii, Andrei. Autorul vedea iarna ca pe... Ia uite aici. O? Ca pe o lume de bază. Așa, pentru că nu e suficient, da? Tu trebuie să ai 30-50 de cuvinte, pentru că... Deoarece zăpada nu se topea foarte ușor, se topea abia când venea primăvara. Așa. Și asta înseamnă că toată iarna era zăpadă și era alb peste tot, era frumos. Copiii se băteau cu bulgări. Și se mai întâmpla ceva, Andrei? Trăsurile erau... Sănii, de fapt, erau trase de cai și... Care făceau adevărate întreceri, da? Pe șoseaua Chiselef, iată. Săniile alunecau pe luciul zăpezii, pe tot întinsul șoselei Chiselef, într-o goană nebună, ce făcea să te crezi ca într-o lume de bază, da? Bun, foarte bine. Ia să evidențiem și noi secvența aceasta, de unde începe. Iată de aici, iar în timpul iernii, la sănii, îmbrăcați în valtrapuri dantelate și împodobite cu zurgălăi, care alunecau pe luciul zăpezii, pe tot întinsul șoselei Chiselef, într-o goană nebună ce te făcea să te crezi într-o lume de basm. Basmul acesta ținea cam 5 luni, căci pe atunci numai soarele primăverii topea zăpada. Foarte bine, te-ai descurcat minunat, Andrei. Deci la aceste 5 exerciții de la partea A a primului subiect, cu siguranță la această variantă ai obține punctaj maxim. Bravo! Hai să vedem acum ce avem la partea B. Fii atent! Redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă decizia de a practica un sport este influențată sau nu de riscurile pe care acesta le implică. Raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul La capul podului la început de veac de Emil Marinescu, cât și la experiența personală sau culturală. Așadar, aici trebuie să facem un text argumentativ în care să ne exprimăm opinia cu privire la aspectul precizat de acest exercițiu. Da? Decizia, ce părere ai? Decizia de a practica un sport este sau nu influențată de riscurile pe care acesta le implică? Păi, depinde dacă... sunt riscuri în care să... De fapt, niciun sport nu are... Nu e lipsit de riscuri. Sigur că da. În afară de șah. Evident. Și atunci? Și sunt mulți care practică sport, așa că nu cred că toți. Adică o parte poate fi influențată de acest risc, dar o parte mai curajoasă nu este influențată. Deci, aici putem pe de o parte, pe de altă parte. Aha, bravo, foarte bine, Andrei. Fii atent, hai să ne reamintim. Avem de făcut un text argumentativ. Acesta conține 3 părți, da? Prima parte poartă denumirea de ipoteză. În ipoteză vom avea o inițial, o frază, un enunț în care vom vorbi la modul general, iată, poate despre sport, ce reprezintă sportul, da? Am putea, spre exemplu, să spunem că sportul este o activitate relaxantă, plăcută, da? Și necesară corpului omenesc, fiindcă asigură fiecăruia dintre noi sănătate. Toți medicii recomandă ca fiecare individ să practice un sport, da? Fie și plimbările în aer liber, dacă, eu știu, poate starea de sănătate nu permite un sport mai complicat, da? După care vom mai avea în ipoteză un alt enunț în care ne vom exprima opinia. Aici, atenție, trebuie să ai obligatoriu conectorul logic. În opinia mea, sau sunt de părere că consider că, da?
decizia de a practica un sport, putem să ne luăm ipoteza puțin din enunțul exercițiului, decizia de a practica un sport este foarte importantă în viața fiecărui om, da? Iar riscurile pe care acesta le implică trebuie întotdeauna puse în balanță cu beneficiile pe care sportul respectiv ni le poate aduce. Corect? Da. Bun, după care vom avea partea de argumentare. Aici vom avea două paragrafe. Fiecare paragraf va conține argumentul și exemplul corespunzător. Da? Sigur că da. Argumentul trebuie un exemplu. Așa, bravo! Pentru a deveni valid, orice argument trebuie obligatoriu ilustrat cu un exemplu. Foarte bine, Andrei! Bun, de asemenea, trebuie să avem în vedere faptul că argumentul trebuie să fie formulat clar, da? Și la modul logic. General, sigur că da, și de asemenea trebuie să avem în vedere utilizarea conectorilor logici și atunci când ne introducem argumentul, dar și atunci când introducem exemplul. Hai să vedem. Pe de o parte, spuneai tu, hai să încercăm să formulăm argumentul. Știi, uite, să te învăț ceva, Andrei. În momentul în care ai de realizat un astfel de text, n-ar fi rău, înainte de a-ți stabili primul argument, să te uiți puțin în textul suport, da? Uite, cu roșu vom evidenția fragmentelul pe care îl vom folosi ca exemplu pentru primul argument. Ne gândim întâi la exemplu pe care să-l extragem din text, după care vom formula și argumentul, da? O luăm puțin invers, pentru că lucrul ăsta te va ajuta. Hai să vedem. Ia uite, nu m-am bucurat în copilărie de o sănătate de invidiat, ba din contră, da? Autorul era slab la trup și bolnăvicios, bolile se țineau lanț de el, iar lucrul acesta s-a întâmplat până în momentul în care a luat hotărârea de a deveni sănătos. Cum? Practicând sport, da? Ce a făcut? În primăvara anului 1910 s-a asociat cu băieții care iubeau gimnastica și sportul, da? Așa. Primul sport pe care l-a practicat a fost înotul, corect? Da. Și noi știm că înotul dezvoltă armonios trupul uman, da? E poate cel mai complex sport. Așa, și e bine ca, eu știu, copiii să facă în not de foarte mici, pentru că lucrul acesta îi ajută. Iar apoi, mai târziu, pe vremea când era licean, autorul juca oină, da? Era un sport nu foarte violent, nu foarte... O minge mai greoaie, știu că am aruncat și eu, am avut probe la generală de aruncat. Așa, iar acest sport nu foarte brutal era mai degrabă folositor tinerilor pentru că le dezvolta, pe lângă faptul că le întărea... eu știu, musculatura, sistemul imunitar sau eu știu ce le mai întărea, iată, le dezvolta abilitatea de apărare, fuga, agilitatea, forța de a bate și de a arunca mingea, da? Iată, da? Da. Într-un final, accidente precum mâini scrântite, degete umflate și întoarse, iată riscurile, da? Nu mai constituiau riscul care să îi determine pe elev să nu mai practice acest sport, fiindcă beneficiile per total ale practicării oinei erau mult mai mari decât riscurile. Da? Cam ăsta ar fi, Andrei, exemplul. Îl vom scrie în partea a doua a paragrafului. Dar argumentul care ar fi? Dacă vrei, argumentul reprezintă cumva o concluzie a
ce am evidențiat noi aici cu roșu. Cum am putea formula? Ia ajută-mă. Pe de o parte, să nu uităm conectorul logic. Pe de o parte, sportul întărește sistemul imunitar. Da. Chiar dacă, uneori, implică și riscuri. Accidente. Da? Spre exemplu, Emil Marinescu povestește în textul La capul podului la început de veac, publicat în volumul Portrete și siluete din lumea operei, faptul că în copilărie era bolnăvicios. Era, da, foarte bolnăvicios. În momentul în care a luat hotărârea. Să facă, să practice sport, a devenit sănătos, voinic, ager, curajos și cu mușchi. Așa. Primul sport pe care l-a practicat a fost înotul. Iar mai târziu, la liceu, juca oina. Oina. Da? Pentru că acest joc era foarte folositor tinerilor, dezvoltându-le abilități de apărare, fugă, agilitate și forță de a bate și de a arunca mingea. Așa, accidente precum mâini scântite și degete umflate și întoarse. Și întoarse. Nici nu mai erau luate în considerare de tinerii, da, care practicau acest sport. Te descurca minunat. Ai văzut? În felul acesta. Dacă îți gândești primul argument în felul acesta, întâi să te uiți în text, să-ți cauți exemplul, după care imediat îți vine foarte ușor să formulezi argumentul, ai să vezi că pentru al doilea argument lucrurile vor merge de la sine. Pe de altă parte, hai să ne referim, să o luăm tot de la exemplu, știi? Și apoi formulăm argumentul. Uite, mă gândesc acum la sporturile acestea mai brutale, precum boxul sau sporturi care implică un efort fizic deosebit, nu știu, gimnastica, da? Mm-hmm. Știi că gimnastele trebuie de-a dreptul să-și contorsioneze corpul, da, pentru a putea să facă exercițiile respective. Pe urmă mă mai gândesc la alte jocuri precum fotbalul american, rugby sau, eu știu de ce nu, handbal, basket, da, mai de contact, mai violente puțin, mai brutale, da? Bun. Da, la basket am un prieten care e la fel cu piciorul. Așa, vezi, s-a accidentat. Bun, există totuși oameni care sunt de-a dreptul pasionați de aceste sporturi, da? Și aleg să le practice în ciuda faptului că ele implică foarte multe riscuri. Ei, cum fac oare ei? Și ajung să facă performanță, evident, da? Să câștige. Sunt foarte ambițioși. Medalii, sunt foarte ambițioși, dar cum fac ei totuși să reducă riscurile, Andrei? Te-ai gândit vreodată? Cu antrenament. Așa, cunoscând foarte bine regulile jocului respectiv, sportului, da? Respectiv, respectându-le și antrenându-se foarte, foarte mult. Nu reușesc în totalitate să evite accidentele, însă cu siguranță lucrul acesta le iese mult mai bine decât unora care fac practică respectivul sport doar ocazional, da? Și nu cunosc toate regulile. Bun, hai să formulăm argumentul. Pe de altă parte, sportul, chiar dacă implică. Sportul, chiar dacă implică accidente, chiar dacă un sport implică anumite riscuri, atunci când persoana respectivă este de-a dreptul pasionată,
va găsi cu siguranță metode pentru a se proteja, deci pentru a diminua riscurile. Este cazul sportivilor de performanță, de pildă, da? Cei care practică, și dăm exemple, gimnastică, box, rugby și așa mai departe, da? Și care, cunoscând foarte bine regulile sportului respectiv, respectându-le și antrenându-se foarte, foarte mult, reușesc să nu doar să diminueze eventualele riscuri, ci să facă și performanță, câștigând, de ce nu, și medalii în diverse competiții, da? Uneori chiar de talie mondială. Bun, avem și al doilea argument cu exemplul potrivit într-un paragraf distinct, da? Am folosit și conectorii logici, acum suntem la finalul textului nostru argumentativ, unde trebuie să redactăm partea de concluzie. Concluzia, Andrei, presupune reluarea în mod nuanțat a ideii exprimate în ipoteză, pentru că, dacă vrei, de ce nu, iată și la textul argumentativ, putem să identificăm o structură circulară. Am pornit de undeva de aici, da? Cu ideea pe care am exprimat-o în ipoteză, teza de la care am pornit, a urmat partea de argumentare cu cele două paragrafe, fiecare conținând argumentul și exemplul potrivit, ambele introduse cu ajutorul conectorilor logici, și ne întoarcem de unde am pornit, la concluzie. Evident că nu vom folosi aceleași cuvinte, vom avea grijă la formulare, însă, în esență, vom transmite ideea inițială. În concluzie? În concluzie, sportul poate fi plin de Încet. Hai. În concluzie, în sport te poți accidenta dacă nu cunoști. Da, dacă nu cunoști bine regulile acestuia. Însă, dacă ești atent, practicarea unei activități sportive îți aduce numai beneficii pentru sănătate, în primul rând, atât fizică cât și psihică. Da? Uite, ai putea fie în ipoteză, fie în concluzie să folosești și dictonul acela latin, mens sana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos. Așadar, practicarea unui sport presupune nu doar să-ți construiești un corp sănătos, da? Ci să ai și o gândire sănătoasă, pentru că știm foarte bine că corpul și psihicul sunt în strânsă legătură. Te-ai descurcat minunat, Andrei. Bravo! Foarte bine! Constat că faci progrese, ceea ce mă bucură nespus. Ne uităm puțin și pe al doilea subiect? Da. E, Andrei, să știi că aici lucrurile se complică puțin, pentru că vi se oferă drept text suport o poezie scrisă de Ștefan Octavian Iosif, o poezie intitulată În parc, da? Și vi se cere să comentați textul, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Hai să facem un pic lumină înainte de a citi textul. Să comentăm, știi ce înseamnă, da? Uite, să evidențiem relația dintre ideea poetică. La ce se referă? Că ce a vrut să spună autorul? La tema sau temele prezente în textul respectiv, da? Și mijloacele artistice? Figuri de stil. Imagini artistice, figuri de stil, da. Bravo, foarte bine, da? Bun, fii atent, atenție maximă, îți citesc textul. Ieri am găsit pe banca solitară din parc un biet mănunchi de flori trecute. Sărmane flori, ce mâini necunoscute v-au strâns la piept și apoi v-aruncară? La ce întâlnire mărturii tăcute mi-ați fost?
Ce ochi cu minți, ori plini de pară, privind la voi cu drag, se bucurară și v-au uitat apoi, așa de iute. Săltau atâția fluturi pe câmpie când străluceați în roa dimineții. Ce v-ați făcut, mireasmă timpurie? Ce triste-mi stați acum și zdrobite, nu vreau să plâng. O clipă-i visul vieții, flori veștede, flori moarte, flori iubite. Interesant, nu? E o poezie așa melancolică, să spunem, da? E tema poeziei, este tema morții, după mine, că mor. Florile mor, le aruncă, le strâng, le aruncă și după mă lasă și spune și moarte. Da. Temele principale însă sunt iubirea și trecerea irreversibilă a timpului. Da? Iată, iubirea se află, din păcate, întotdeauna sub semnul trecerii timpului. Da? Poveștile frumoase de iubire, la un moment dat, iată, mor. Da? Ajung și ele sub semnul tanatosului, al morții, adică, da? Pentru că ele se nasc între ființe umane care sunt și ele supuse trecerii timpului și implicit morții. Bun. Textul, fii atent, se numește În parc. Da? Observăm că titlul este alcătuit dintr-un substantiv comun simplu, parc, nearticulat. Da? Precedat de o prepoziție simplă care indică spațiul în parc. Așadar parcul, da? Devine locul, toposul în care este sau sunt plasate, mai bine spus, idilele, poveștile acestea de iubire care se succedă la nesfârșit și peste care în mod iremediabil trece timpul și se așterne uitarea. Da? Bun. Andrei, fii atent. Deci, am identificat drept teme. Iubirea, trecerea timpului irreversibilă, da? Și locul. Moartea, da? Bun. Foarte bine. Hai să ne uităm puțin la textul acesta, care este unul liric. Deci text în care autorul își exprimă în mod direct gândurile, atitudinile, ideile, sentimentele și concepțiile despre lume și viață. Întâlnim prezența vocii lirice, a eiului liric în text, și aceasta se evidențiază prin mărcile lexicogramaticale. Mă refer aici la verbe, pronume și adjective pronominale aflate la persoanele întâi și a doua. Ai putea să-mi dai, te rog, câteva exemple? Persoana întâi, persoana a doua? Eu am găsit. Foarte bine. Hai, mai departe. V, persoana a doua, da? Da. Vă, iată, da? Mi. La ce întâlnire mărturii tăcute mi-ați fost? Mi. Voi ați fost pe de-o parte, iată, e prezența persoanei a doua, plural, da? Dar și prezența acestui pronume mi, care este un dativ etic cu valoare afectivă deosebită. Dacă ți-amintești tu pe vremea când erai elev în clasa a 8-a, cred, ați studiat o baladă populară numită Miorița și acolo ați întâlnit denumirea aceasta de dativ etic. Îți amintești în construirea portretului ciobănașului moldovean în viziunea mamei acestuia? Era folosit acest dativ etic. Cine mi-a văzut? Cine a întâlnit mândrul ciobănel? Cine mi-a văzut? Da? Miul acela era dativul etic. La ce întâlnire mărturii tăcute mi-ați fost? Da? De asemenea, dacă ești atent,
Ce triste mi stați acum, iată, și aici întâlnești de asemenea dativul etic. Evident că mai întâlnim și alte mărci lexicogramaticale ale prezenței euului liric, spre exemplu, iată, iar v, da, nu le luăm chiar pe toate, câteva dintre ele, străluceați, da, v-ați făcut și v și ați făcut și așa mai departe, nu vreau, persoana întâi, singular și așa mai departe, da? Bun. Care este atitudinea euului liric în acest text? E conflictivă, fi... meditativă? Cum o vezi tu? Meditativă, da? Practic, euul liric meditează pe tema trecerii irreversibile a timpului, timp care șterge urmele tuturor lucrurilor frumoase și în special șterge toate urmele iubirii. Da? Da. Bun, așadar, lirismul este unul de tip subiectiv, da? Iar atitudinea este una meditativă. Bun, Andrei, fii, te rog, puțin atent. Vorbeam despre timpul acesta care este necruțător și șterge totul, tot ce e frumos. Prin ce e simbolizată frumusețea, iubirea, dacă vrei, în acest text? Care e simbolul central? În jurul căruia se... Bravo, da? Florile, mănunchiul de flori. E simbolul în jurul căruia se construiește întregul text liric. Ia să evidențiem și noi... acest simbol, da? Mănunchi de flori. Florile sunt trecute, sunt sărmane, da? Cum mai sunt? Ia să mai vedem. Aveau la un moment dat mireasmă timpurie, da? Însă acum sunt triste, zdrobite, da? Vește de moarte, însă iubite. Da? Da. Așadar, Andrei, observi faptul că figura de stil dominantă este personificarea. Da? Florilor le sunt atribuite însușiri omenești, sunt sărmane, sunt triste, sunt moarte și așa mai departe. Da? Bun. De asemenea, împreună cu personificarea, sunt utilizate și alte figuri de stil. Observi, iată, epitetele, epitet personificator, sărmane, flori, da? Mănunchi de flori este o metaforă, mănunchi de flori trecute. De asemenea, ce mai avem? Ia să mai vedem. Enumerație flori, deci ce flori, moarte, flori, iubite. Foarte bine, și enumerație. Da? Bun. Alte figuri de stil. Mi-ați fost... Nu. Mâini necunoscute. Epitet. Ia să-l evidențiem cu altă culoare. Da? Mâini necunoscute. Epitet. Epitet metaforizant. Da? Mai departe, mărturii trecute, da? Da. Epitet simplu, postpus, da? După substantiv. Ce mai întâlnim? Ochi cu minți, da? Epitet postpus, ochi plini de pară, iată, da? Întâlnim de asemenea aici epitetul metaforizant. Bun. Ce mai avem? Oricum, toate aceste figuri de stil conturează universul liric, da? Care este dominat de tristețe, de melancolie, iar aceste sentimente sunt determinate de trecerea irreversibilă a timpului și ștergerea tuturor poveștilor de iubire. Andrei, aceste figuri de stil despre care am discutat, evident că mai întâlnim și altele, uite, spre exemplu, ce am mai putea vedea.
roa dimineții, da? Și așa mai departe. Așa, visul vieții, iată metafore. Așa, toate aceste figuri de stil se constituie în imagini artistice. Hai să dăm câteva exemple și de imagini artistice. Hai să vedem, uite, spre exemplu, imagine artistică vizuală. Identifici în acest text? Fluturi, bancă. Săltau atâția fluturi pe câmpie, Andrei. Este o imagine artistică mai mult motorie de mișcare sau dinamică sau motrică, cum vrei tu să-i spui, da? Fluturii care zboară pe câmpie implică mișcare. Bun, dau o imagine artistică olfactivă, ceva ce se poate mirosi. Ceva de flori, ceva mireasma timpurie. Mireasma timpurie, sigur că da. În mod armonios se îmbină imaginile artistice vizuale, spre exemplu, iată, ce ochi cu minți, ori plini de pară, privind la voi. Cu drag se bucurară, da, imagine artistică vizuală care se îmbină cu imaginile artistice dinamice și cele olfactive, da? Bun. Am discutat despre prezența euului liric și mărci lexicogramaticale, am discutat despre temă, despre titlu, despre figurile de stil, despre imaginile artistice, despre simbolul central al textului. N-ar fi rău să observăm faptul că și semnele de punctuație în această situație sunt sugestive, da? Și pot fi considerate și ele mărci ale afectivității. Iată, observ prezența punctelor de suspensie, da? De asemenea, prezența interogațiilor retorice, clar mărci ale afectivității, da? În ultimul rând, în ultimul paragraf din cuprins, ar fi bine să vorbești și despre elementele de versificație, Andrei. Da? Iată, spre exemplu, se poate observa faptul că acest text este alcătuit din două catrene, adică două versuri de către patru strofe, și două terține, două strofe de câte trei versuri. Da? Observăm, dacă stăm să numărăm, cred că undeva la 11 silabe conține fiecare vers, deci măsura versului ar fi undeva de la 11 silabe, dar permitem să mai, hai să numărăm împreună ca să ne dăm seama cu exactitate. Ieri am găsit pe banca solitară 11. Hai să luăm unul mai scurt, de atât există? Stăteau atâția fluturi pe câmpie. Săltau atâția fluturi pe câmpie. Tot 11 și unul care ți se pare ție cel mai lung. Ia spune. A uitat așa și v-a uitat apoi așa de iute tot 11. Tot 11, da? Deci am zis bine măsura versurilor de 11 silabe. De asemenea, observi că rima este îmbrățișată, fiindcă primul vers rimează cu cel de-al patrulea și al doilea cu al treilea. Spuneam că este de preferat să lași elementele de prozodie spre finalul compunerii tale, fiindcă acestea nu sunt neapărat specifice textului liric. Da? Există și texte epice versificate, spre exemplu fabulele, sau eu știu, alte texte în care se îmbină cele trei genuri literare, precum baladele, poemele și așa mai departe. Evident că în final trebuie să ai și o parte de încheiere în care să formulezi de ce nu o concluzie. Așadar, tema trecerii irreversibile a timpului, tema iubirii și tema nopții se îmbină în mod armonios în această creație lirică a lui Ștefan Octavian Iosif. Spre exemplu, da? E una dintre variantele de abordare a textului liric,
prezent aici la subiectul al doilea. Aș vrea pentru data viitoare să redactezi rezolvarea subiectului al doilea de aici, precum și textul argumentativ de la partea B a primului subiect, da? Despre care am discutat, te-ai descurcat minunat, bravo! Andrei, hai să ne uităm puțin și la subiectul al treilea. Aici vi se cere să redactați un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezentați particularități ale unui text narativ studiat aparținând lui Mihail Sadoveanu. E, Andrei, ce text narativ am studiat noi și care să aparțină lui Mihail Sadoveanu? Baltagul. Bravo! Dar am mai vorbit despre el. Am vorbit despre el, sigur că da. Da? Alți colegi de-ai tăi au discutat despre un alt text sadovenian și anume, știu, una dintre povestirile care fac parte din ciclul acela numit Hanul Ancuței. Da? Oricum, noi am discutat despre Baltagul. Dacă primești un astfel de subiect la examenul de bacalaureat, este în regulă să prezinți particularități de construcție ale romanului Baltagul. Da? Fiindcă am discutat despre acest subiect, eu te invit să, până data viitoare să mai vezi odată filmulețul în care noi am vorbit despre romanul Baltagul. Iar pentru astăzi ți-aș propune să înlocuim subiectul acesta al treilea, pentru că noi mai avem puțin de recapitulat din materie, da? Și să încercăm așa să prezentăm particularități de construcție a unui text eminescian, și anume să discutăm astăzi despre Luceafărul. Ce zici? Ești de acord? Da. Da? Pentru data viitoare, te rog, spuneam să revezi filmulețul acela și eseurile pe care tu le-ai făcut la romanul Baltagul, da? Ca da. Să nu rămână nici subiectul acesta neacoperit. Pentru a discuta despre poemul Luceafărul scris de Mihai Eminescu, aș vrea, Andrei, să ne reamintim câteva lucruri pe care le-am recapitulat acum ceva vreme în urmă, atunci când am vorbit despre una dintre operele literare care se încadrează în perioada preromantică, și anume Alexandru Lăpușneanul, novela aceea istorică scrisă de Costache Negruți. Dacă ți-amintești, spuneam noi atunci că aceasta este o operă aparținând pașoptismului și a fost scrisă cu scopul declarat de a ilustra principiile romantismului, principii care de altfel au fost enunțate în articolul acela anumit Introducție și publicat în primul număr al revistei Dacia Literară, articol scris de Mihail Cogălnicianu. Da? Încerci să-ți amintești. Uite, ca să-ți vină mai ușor, eu am pregătit deja materialul. Ți-l arăt imediat. Iată. În primul rând, Andrei, trebuie să ne reamintim faptul că romantismul este un curent literar care apare inițial în Anglia ca o reacție împotriva concepțiilor clasice și a principiilor iluministe, iar apoi manifestările sale se extind în Germania, în Franța și întreaga Europa. La noi, în literatura română, acest curent literar atinge apogeul abia în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Da? Principalul reprezentant al romantismului european a fost Victor Hugo, acela care a scris și romanul Mizerabilii. Da? Așa. Iar la noi, cumva, direcțiile romantismului
au apărut, dacă ți-amintești ce am discutat, și pe fondul unor evenimente istorice deosebit de importante, și anume Revoluția de la 1848, care își propunea să unească cele trei țări românești într-o singură țară. Da? Da. Bun. Omul romantic în viziunea lui George Călinescu este omul ieșit din comun, un monstru de frumusețe sau de urâțenie, de bunătate ori de răutate. Încearcă să-ți amintești puțin subiectul acestei nuvele, Alexandru Lăpușneanu. Cine era Alexandru Lăpușneanu? Și prin ce s-a remarcat el? Alexandru Lăpușneanu era domnitor al Republicii Românești. S-a remarcat prin omorârea... Prin cruzime, da? Știm? S-a remarcat prin cruzime, da? Da, prin cruzime, prin omorârea... Omorând și schimbând foarte mulți boieri, sigur că da. Și iată, este, așa cum îl numea Călinescu, un monstru în această situație de urâțenie și de răutate. Da? Este un personaj excepțional care impresionează prin cruzime, printr-o voință de neclintit, printr-o sete de răzbunare. Da? Și se manifestă de asemenea în situații excepționale, fiindcă el se întoarce în scaunul Moldovei pentru a doua oară cu ajutor turcesc pentru a se răzbuna pe boierii care l-au trădat în prima domnie. Bun. În anul 1840, Mihail Cogălnicianu înființează o revistă numită Dacia Literară, da? Și devine îndrumătorul întregii generații pașoptiste. Costache Negruții îi se alătură, încercând să ilustreze prin această nuvelă, pe care o publică tot în primul număr, principiile pe care le enunțase Cogălnicianu în articolul Introducție. Bun. Romantismul, aceasta este partea de preromantism, premergătoare, dacă vrei, romantismului, care mai poartă denumirea și de perioada pașoptistă. Romantismul propriu-zis este perioada dominată din toate punctele de vedere de creația lui Mihai Eminescu. Da? Temele abordate de acesta, precum natura, iubirea, trecerea irreversibilă a timpului, însă și teme sociale, da? Precum și viziunea despre lume și viață a autorului, nu sunt altceva decât o oglindire a crezului romantic pe care Eminescu l-a îmbrățișat. Sentimentele transmise sunt deosebit de profunde, simbolurile acelea explicite, da? Și motivele sunt sau, mă rog, inundă opera eminesciană. Este prezent și pesimismul specific romanticilor, pesimism inspirat, de ce nu, din filozofia lui Schopenhauer. În opera eminesciană mai sunt abordate și alte teme mai puțin cunoscute până la momentul acela sau mai puțin dezvoltate, mai bine spus, precum cosmogonia, da? Tema nașterii Universului, dar și tema timpului bivalent. Da? Aceste două teme evidențiază curiozitatea poetului romantic de a explora cu ajutorul fanteziei creatoare spații necunoscute, da? Spații pe care, în afara fanteziei creatoare, nu ar fi avut niciodată cum să le atingă. Aceste teme, cosmogonia și timpul bivalent, le vom descoperi astăzi și în poemul filozofic Luceafărul.
Bun, printre trăsăturile romantismului putem regăsi, iată, te rog să fii atent, promovarea unor surse de inspirație, precum, așa cum spunea Cogălnicianu, frumoasele noastre țări, da? Obiceiurile și istoria națională, imitarea literaturii străine fiind înlocuită cu promovarea unei literaturi naționale. Temele predilecte ale romanticilor sunt iubirea, moartea, viața, libertatea, condiția omului de geniu, singurătatea. Toate aceste teme vor fi prezente și în Luceafărul. Iubirea și natura întotdeauna se află în comuniune în opera romantică, în special în cea eminesciană, iar natura devine cumva o cutie de rezonanță a sentimentelor eului liric, pentru că natura nu reprezintă doar cadrul propice plasării unei idile, a unei povești de iubire, da? Ci natura preia cumva din trăirile eului liric și le amplifică, așa cum, spre exemplu, cutia de rezonanță a unei viori preia sunetul și îl amplifică, îl face să se audă și să fie atât de plăcut. Accentul cade întotdeauna pe descrierea sentimentelor umane, iar personajul romantic, așa cum discutam și atunci când am abordat novela aceea istorică, este un erou cu defecte și calități aflat în situații deosebite, da? Se manifestă în situații excepționale. Ca și modalitate preferată de construcție și a personajelor, dar și a tablourilor romantice, este utilizată antiteza. Întotdeauna romanticii încearcă să-și găsească diverse modalități de evadare din realitatea nu tocmai plăcută, realitate în care nu se regăsesc și nu reușesc să se integreze. Una dintre aceste modalități de evadare este trecutul în istorie, da? O altă modalitate este retragerea în vis, da? O altă modalitate este evadarea în spațiile nu tocmai accesibile muritorilor de rând. Mă gândesc aici, spre exemplu, la una dintre novelele pe care le-a scris Mihai Eminescu, și anume Sărmanul Dionis. La un moment dat, eroul evadează în spațiul selenar, în spațiul lunii, iată, în spațiul exotic, da? Apar categorii estetice noi, precum grotescul, urâtul, care intră întotdeauna în opoziție cu fantasticul. Canoanele clasice nu mai sunt respectate, este exploatat limbajul de factură populară, de asemenea sunt folosite ironia și satira. Tot ce are legătură cu specificul nostru românesc este de asemenea exploatat. Iată, sunt redescoperite basmele populare și folclorul național. Chiar și poemul Luceafărul, vom discuta imediat, are la bază un basm popular numit Fata în Grădina de Aur. Euul liric romantic sau personajul romantic întotdeauna va aspira spre absolut, spre ideal. Într-un text romantic, speciile literare, dar și genurile literare, par să se amestece, da, în cadrul aceleiași creații. Practic, limitele dintre specii și genuri literare par să se estompeze. Astfel, în același text romantic, spre exemplu, vom putea întâlni și elemente de pastel, și de meditație, și de satiră, de ce nu și idilă, elegie și așa mai departe. Bun. În ceea ce privește reprezentanți ai romantismului românesc, în primul rând va trebui să-l menționăm pe Mihai Eminescu, care se distinge clar din
categoria tuturor autorilor încadrabili în acest curent literar. Alți autori romantici sunt Vasile Alexandri, cel care a scris pastelurile acelea minunate, Grigore Alexandrescu, iată, îl putem reține cel puțin pentru fabulele lui minunate, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Cârlova, Ion Heliade Rădulescu și, evident, Costache Negruții. Cred că ți-am trimis acest material, nu sunt sigură. O să te rog să verifici și la finalul meditației să-mi spui dacă îl ai sau nu, dacă nu ți-l voi trimite. Aș vrea acum să discutăm despre Luceafărul. Despre Luceafărul, Constantin Noica spunea că este un adevărat bas al ființei, pentru că este o structură poematică de mare complexitate. El poate fi considerat un poem mitic și folcloric, fiind inspirat atât din basmul acela cules de germanul Richard Kunisch, basm numit Fata în grădina de aur, dar și din mitul popular al zburătorului. Este de asemenea poem alegoric, fiindcă disimulează sub semnele narativității anumite simboluri categoriale, despre care vom discuta imediat. Este și poem filozofic, poem metafizic, cum îl numea Nicolae Manolescu, da? Fiind cumva construit pe elemente din filozofia antică și din filozofia germană. Este și un poem erotic, fiindcă dezvoltă tema iubirii pământene, dar și a celei nepământene. E poem liric, pentru că ilustrează o lirică a măștilor, da? Personajele fiind măști lirice ale autorului însuși, așa cum spunea Tudor Vianu. În ceea ce privește geneza, ați spusesem și mai devreme că la baza acestui poem stă basmul Fata din grădina de aur, cules de germanul Richard Kunisch și publicat în anul 1861 la Berlin. Eminescu versifică în 1874 acest basm, dând nume personajelor în basmul popular, personajele nu aveau nume, se vorbea despre un zmeu, despre un personaj masculin pozitiv, despre o Ileană Cosânzeană, o prințesă, da? Iată. Însă Eminescu în 1874 dă nume personajelor. Numele inițiale sunt Florin pentru personajul masculin și Adonai pentru zmeu. De asemenea, tot în această primă variantă, Eminescu modifică finalul, gestul vindicativ al zmeului, da, din final, nefiind în acord cu regimul psihic al unei ființe superioare. În basmul inițial, zmeul se răzbună pe fata de împărat și pe cel care o salvează, prăvălind peste ei o stâncă. Însă lucrul acesta, iată, nu pare să fie acceptat de concepțiile romantice, așa că Eminescu schimbă finalul basmului. Între 1880 și 1883, textul acesta versificat este rescris. Da? Iată, există 5 caiete manuscris în care sunt 3 variante integrale, alte 2 variante parțiale și 10 versiuni ale părții a treia. Mă refer aici la discursul demiurgului. În cele din urmă este modificată în totalitate tipologia personajelor masculine. Zmeul din basm devine, iată, o entitate mitico-poetică, da? Hiperion. Hiperion înseamnă cel care merge pe deasupra. Prințul din poveste nu mai este un erou, da? El se transformă în Cătălin.
viclean copil de casă ce umple cupele cu vin mesenilor la masă. De asemenea, toposul de bas, da, este înlocuit cu un cadru romantic, acțiunea fiind plasată, spre exemplu, în primele două tablouri, în castelul fetei de împărat. În tabloul al treilea este reprezentat spațiul cosmic, iar în ultimul tablou acțiunea se petrece la marginea unui codru. Cadre, spații în deplin acord cu principiile romantice. În 1883, acest poem în tiparul pe care îl cunoaștem noi astăzi este publicat în Almanacul Societății Academice Social-Literare România Jună, la Viena, iar apoi apare și în Convorbiri Literare. De asemenea, tot în 1883, este publicat și în unicul volum antum din timpul vieții, și anume în volumul Poezii. Titlul Luceafărul, da? În raport cu titlul basmului popular Fata în grădina de aur, iată, plasează cumva viziunea poetică asupra personajului masculin, da? Luceafărul. Este deconstruit cumva și refrenul narrativ, fiindcă dispare refrenul acela spațial. Substantivul titlu, Luceafărul, plasează așadar în centru prezența acestui corp cosmic, Luceafărul, caracter esențial. Pe parcursul poeziei, acest cuvânt este reluat ca substantiv comun. Culmea se ortografiază cu literă inițială mică, pentru că autorul dorește să valideze natura supraindividuală a protagonistului. Atunci când ajunge la demiurg pentru a-i cere să-l transforme într-un muritor, acesta îl numește pe numele său cel adevărat, Hiperion. Acesta este adevăratul nume al Luceafărului. Da? Iar Hiperion se definește numai în planul universaliilor și în raport cu divinitatea, cu demiurgul. Da? Bun. Rudica Zafiu spunea următorul lucru. Narativul, povestirea, poate configura o experiență subiectivă, lirică. Construiește lumi imaginare, dependente de temporalitate. Oferă posibilități specifice de ambiguizare a sensurilor, evident, și de simbolizare. Tema textului acestuia este tema condiției geniului în lume și într-o eternitate. Evident că sunt dezvoltate mai multe arii tematice. Astfel vom găsi și tema iubirii imposibile, dar și a iubirii împlinite, da? Iubirea pământeană dintre Cătălin și Cătălina. De asemenea, întâlnim și tema aspirației dinspre pământesc înspre divin, fata de împărat bunică, aspiră spre absolut, dorește să-și depășească limitele, da? De asemenea, și aspirația dinspre divin, înspre pământesc este prezentă, pentru că Luceafărul dorește, iată, și aici se evidențiază încă o subtemă, să cunoască prin iubire, cunoașterea prin eros. Deci, așadar, elementul acesta divin aspiră spre uman, spre pământesc. De un real interes este și cel de-al treilea tablou al poemului, pentru că aici este tratată tema cosmogonică, tema creării universului. Vom vedea imediat că Luceafărul parcurge în timp și spațiu drumul invers al creării întregului univers.
Toate temele acestea, draga Andrei, sunt bazate pe anumite motive specifice romantismului. Uite, vom întâlni motivul visului, noaptea, luna, stelele, marea, îngerul, demonul, cuplul adamic, reprezentat inițial de fata de împărat și de Lucifer și mai apoi de Cătălin și Cătălina, castelul, iată, și așa mai departe. Textul acesta este construit pe două planuri. Planul terestru uman, reprezentat de castel, de fata de împărat, de Cătălin, da? Și planul cosmic universal, reprezentat de Lucifer, devenit în cele din urmă Hiperion, și de Demiurg. Cele două planuri se află în antiteză romantică și tind fie să se apropie, fie să se distanțeze, să se delimiteze clar într-o compoziție echilibrată după modelul compoziției clasice. Textul, așa cum îți spuneam și mai devreme, este alcătuit din patru tablouri, patru unități compoziționale. Prima parte, cuprinsă între strofele 1 și 43, prezintă povestea iubirii peste fire între exponenți ai unor lumi diferite. Discursul naratorului este anonim, da? Și pare cumva pe alocuri să fie substituit de vocile celor doi protagoniști, Luceafărul și fata de împărat. Protagoniști care dialoghează, iată, în visul fetei, da? Motiv romantic, visul. Personajul focalizator în acest tablou este fata de împărat, pentru că din perspectiva ei sunt văzute cele două chipuri pe care le ia Luceafărul, care coboară în lumea ei. Prima înfățișare este cea angelic-neptuniană, iar cea de-a doua demonic-uraniană. Începutul acestui poem filozofic stă sub semnul basmului. Este suficient să ne amintim prima strofă ca să ne dăm seama de acest lucru. Iată, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Da? E rude mari împărătește, prea frumoasă fată. Identificăm aici formula inițială specifică basmelor. De asemenea, dacă stăm să ne uităm cu atenție pe parcursul întregului poem, vom constata și formule mediane. Da? Și se tot duse, s-a tot dus. Da? Iată, da. și merse, cale lungă să-i ajungă, nu așa zice basmul, da? Și putem să regăsim și altele dacă citim cu atenție acest poem. Următoarele versuri, după acestea două, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, următoarele versuri prezintă portretul fetei de împărat, da? Fată care se îndrăgostește de Lucifer. Ea este unică. Atenție, se insistă pe unicitatea fetei de împărat. Da? Ea este precum fecioara între sfinți și luna între stele. Este una la părinți, singură. Da? Deci are, sigur că da, are toate atributele, toate calitățile, dacă vrei, toate elementele necesare pentru a-și depăși condiția de muritor. Fata de împărat, așa cum este ea prezentată la începutul acestui poem, reprezintă omul comun, omul dotat cu o inteligență superioară care aspiră spre absolut, spre divin. În vis, cei doi sunt legați de o iubire puternică. Pentru a răspunde invitațiilor fetei, Luceafărul se întrupează inițial într-un tânăr voievod, da? Ia chipul acesta angelic-neptunian, născându-se din cer și din mare, da? Iar apoi se întrupează
pează aidoma unui fiu al soarelui și al nopții, da? Părând în ochii fetei un demon cu ochii vii, da? Un mort frumos cu ochii vii ce scânteie în afară. În această situație, portretul este unul demonic uranian. Fata refuză cele două invitații ale Luceafărului de a merge cu el, deci de a-și depăși condiția umană. Oare de ce, dragă Andrei? De ce se teme fata de împărat? De ce se teme orice pământean? Care e cea mai mare spaimă a noastră, a oamenilor? De a pierde pe cineva. Sau de a muri. Frica de moarte. Iată. Da? Pentru a putea păși în lumea absolută, în lumea de sus, fata de împărat trebuia să moară. Nu este pregătită să își asume asemenea lucru, așa că îi cere Luceafărului să-și dovedească dragostea, renunțând la nemurirea lui în favoarea vieții terestre și îi propune să se împlinească prin iubire în spațiul terestru. Tabloul al doilea al poemului este cuprins între strofele 44 și 64 și prezintă idila pământeană dintre Cătălin și Cătălina. Acest tablou este dominat de planul terestru uman și de data aceasta personajul focalizator este Cătălin. Da? Cătălin, un băiat de casă, da, ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, copil din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii, da? Fără nume, fără titlu așadar, fără stare materială bună, da? Un orfan îndrăznește să-și ridice ochii la fata de împărat și să se îndrăgostească de ea. Băiatul se numește Cătălin. Fata de împărat, prinsă în mrejele iubirii de tânărul care o vânează de-a dreptul, și anume Cătălin, capătă și ea nume de data aceasta și se numește Cătălina. Da? Într-un dicționar de prenume, Cătălin, Cătălina sunt prenume care indică banalitatea, omul comun, omul obișnuit. Da? Așadar, încet, încet, între Cătălina și pajul Cătălin se înfiripă o adevărată idilă. Da? Cei doi se leagă într-o dragoste lumească. Da? Cătălin îi propune fetei să-și lase, să-și uite numele, să-și uite statutul social, să uite și visul de Lucifer, fiindcă fata îi se confesează lui Cătălin și mărturisește tentația ei pentru Lucifer și să fugă cu el în lume, unde să se împlinească într-o iubire pământeană. Așadar, observăm aici, Andrei, că fata de împărat decade, personajul feminin decade de la statutul de fată de împărat la statutul de femeie obișnuită, banală, care caută, fără să fie de judecat lucrul acesta, să se împlinească într-o iubire conform firii ei umane. Cea de-a treia parte, cuprinsă între strofele 65 și 85, se petrece cumva în paralel cu partea a doua, în timp ce fata de împărat se transformă în Cătălina și se îndrăgostește de pajul Cătălin, Luceafărul pleacă spre Demiurg pentru a-i cere să-l transforme într-un pământean. Îți spuneam și mai devreme că partea aceasta reprezintă un adevărat pastel cosmic și un poem cosmogonic. De asemenea, sunt surprinse aici și elemente de elegie și de meditație
filozofică. Este dezvoltat planul cosmic universal, iar personajul focalizator, ghici cine e acum? Hiperion, da? Bun. Călătoria spre infinit pe care o face Luceafărul în căutarea demiurgului reprezintă prilejul pentru autorul acestui poem să prezinte cumva parcursul, dacă vrei, drumul creării universului, da? Însă este un drum pe care, așa cum îți spuneam mai devreme, Luceafărul îl parcurge în sens invers, atât în spațiu cât și în timp. Acolo unde ajunge și unde îl găsește pe demiurg, locul este un spațiu nemărginit, iar timpul este nesfârșit. Conversația cu demiurgul, conversație în cursul căreia Luceafărul îi cere să îl dezlege de nemurire, să-l transforme într-un muritor, se sfârșește într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, mod demn cumva de principiile romantice. Am stabilit noi încă de la început că personajele romantice trebuie să fie excepționale și să se manifeste în situații excepționale. De ce spun lucrul acesta? Păi iată, demiurgul respinge cererea Luceafărului și îl numește pe acesta pe numele său adevărat, Hiperion. Da? Hiperion înseamnă, spuneam mai devreme, cel care merge pe deasupra. Îi folosește numele adevărat pentru a-l dezlega de muritoarea acum Cătălina, da? De asemenea, încearcă să-l convingă că el aparține întregului, universului, da? Și întreruperea existenței unui element din acest ansamblu ar fi putut duce la degradarea întregului respectiv, întreg din care făcea parte și pământul și, evident, și soarta Cătălinei și a noului ei iubit Cătălin. Creatorul mai încearcă să îi explice și opoziția dintre condiția umană și aceea divină. Îi oferă mai multe alternative la cererea lui. Îi spune că i-ar putea da o flotă întreagă să străbată pământul în lung și în lat și pentru a-l supune. Îi propune să-i dea glas Cătălinei astfel încât după ea să se ia mările și pădurile, însă îi spune pe un ton foarte hotărât că moartea nu o va primi niciodată, pentru că lucrul acesta ar duce la dezechilibrul întregului univers. Da? Da. Mai mult de atât, în finalul acestui tablou, demiurgul îi propune să-și întoarcă privirea către pământ și să privească ca să vadă ce îl așteaptă. Ar putea fi acesta, Andrei, oare un act de cruzime? Ce părere ai? Pentru că în momentul în care Hiperion își întoarce privirea spre pământ, ce observă? Un lucru care va fi detaliat în ultima parte, în ultimul tablou al poemului, cuprins între strofele 86 și 98, da? Observă pe Cătălina în brațele lui Cătălin, da? La marginea unei păduri, da? Și de această dată fata, uitându-se spre cer, îl invocă pe Luceafăr cerându-i să-i fie stea cu noroc și să-i protejeze iubirea și norocul, da? Tabloul acesta este un pastel terestru, de asemenea are și elemente de idilă, dar și de meditație filozofică. Sunt prezente ambele planuri, atât cel terestru cât și cel cosmic, și
există aici două personaje focalizator. Pe de o parte, fata de împărat, devenită acum Cătălina. Ia să adăugăm aici. Da? Iar pe de altă parte, Luceafărul redevenit Hiperion. Fiecare văzându-l pe celălalt din perspectiva condiției sale, condiție pe care fiecare dintre ei și-o asumă definitiv. Da? Poetul revine în acest al patrulea tablou la cadrul terestru, spuneam mai devreme. Da? În mijlocul naturii este prezentat cuplul Cătălin-Cătălina într-o atmosferă romantică, în lumina lunii. Iată, luna devine astru protector al iubirii celor doi. Sub șirul lung de mândrii tăi se înfățișează Cătălin și Cătălina, da? Care, conștientă acum de condiția ei, îi cere Luceafărului, așa cum spuneam mai devreme, să-i lumineze norocul și să-i protejeze iubirea. Luceafărul o refuză de data aceasta, rezistă tentației, da? Și îi amintește fetei că ei doi sunt ființe opuse, aparținând unor lumi total diferite. El este Luceafărul de sus, da? El este exponent al lumii absolute, al lumii ideale, pe când ea trăiește pe o planetă mică, este condusă, se conduce doar de noroc, da? Iar caracterul per total al umanității este unul instabil și trecător, evident. Iată, omul este supus trecerii necruțătoare a timpului și, evident, și morții. Luceafărul ia hotărârea să rămână în lumea lui, nemuritor și rece, și să guverneze de acolo cumva tot ce se întâmplă în întregul univers, inclusiv pe Pământ, chiar dacă lucrul acesta înseamnă să-și refuze cunoașterea prin iubire, pentru că asta dorea la început, da? Să cunoască prin intermediul iubirii, cunoașterea prin eros. Cam acesta este în mare, dragă Andrei, conținutul poemului Luceafărul. Tot în acest material mai găsești informații și despre apartenența acestui poem la romantism. Păi, de ce aparține romantismului? În primul și în primul rând, aparține romantismului prin tematică, da? Se tratează, spuneam, iubirea imposibilă, dar și iubirea pământeană, da? Sunt întâlnite și anumite motive tipic romantice, precum timpul bivalent, da? Natura, iubirea, și așa mai departe, castelul singuratic. Temei iubirii neîmplinite îi se adaugă, iată, cea a omului de geniu și a destinului tragic al acestuia. Uite, însuși Eminescu spunea despre Luceafărul următorul lucru. Înțelesul alegoric ce i l-am dat este că geniul nu cunoaște nici moarte, și numele lui, deci dacă geniul nu cunoaște nici moarte și numele lui scapă de noaptea uitării, pe de altă parte aici pe pământ nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc. E un motiv de meditație, remarca lui Eminescu, ca și întregul poem Luceafărul, da? Da. Cum fi mai bine, Andrei? Să fim genii, dar să nu ne împlinim din punct de vedere afectiv, să nu fim capabili nici să îi fericim pe ceilalți și nici să ne fericim pe noi, sau să fim oameni normali, limitați, dar să ne împlinim într-o
frumoasă poveste de dragoste. Să fim oameni normali. La urma urmei, e în natura noastră a oamenilor să iubim, da? Și, de ce nu, să cunoaștem prin iubire, pentru că și iubirea este o formă de cunoaștere. Să știi că vom dezvolta această idee în ședințele următoare, când vom discuta despre Lucian Blaga. Lucian Blaga este unul dintre poeții care apropie cumva divinitatea pe care nu mai numește nici demiurg, nici Dumnezeu, ci îi spune simplu marele anonim, apropie cumva divinitatea aceasta de ființa umană, consideră ființa umană parte, dacă vrei, scânteie din divinitate, da? Și propune cunoașterea prin iubire. Asta a intenționat și Luceafărul să facă, să cunoască prin iubire. Din păcate, așa cum se prezintă în acest poem, lucrul acesta nu prea i-a ieșit. Da? Bun. Atunci când am discutat primul material, am spus că textele romantice tind să dizolve cumva granițele dintre genuri și specii literare. Astfel, în acest poem întâlnim atât elemente aparținând genului liric, da? Cât și elemente aparținând genului epic. Iată, am discutat despre atâtea repere ale narativității. Textul are personaje, acțiunea este plasată în timp și spațiu, personajele interacționează între ele, da? Dar întâlnim de asemenea și elemente aparținând genului dramatic. Textul este dialogat, iată, iar tensiunea creată în tabloul al treilea este una specifică operelor dramatice. Așadar, în poemul filozofic Luceafărul se întâlnesc elemente ale celor trei genuri literare, liric, epic și dramatic. Evident, Andrei, că se întâlnesc și elemente aparținând mai multor specii literare. Așadar, vom întâlni elemente din idilă, din meditație, din elegie, din pastel, iată, și așa mai departe. Un alt element care încadrează textul acesta în romantism este reprezentat de sursele de inspirație ale acestei creații, și anume surse folclorice, da? Discutam despre geneza basmului, care este reprezentată de basmul Fata în grădina de aur, dar și de mitul acela zburătorul. Prezența antitezei cu rol de mijloc compozițional este un alt element care afirmă apartenența acestui text la romantism. De asemenea, tot pe această fișă mai ai informații care să te ajute să caracterizezi personajul principal masculin, și anume Luceafărul, și elemente care să te ajute să realizezi un eseu în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj feminin din acest poem, și anume Cătălina. Bun. Ce să spun, dragă Andrei? Pune-mi întrebări. Ce nu ai înțeles? Ce nu e clar? Ce ai vrea să-ți mai explic? Am înțeles mai parte toată opera. Trebuie să ai în vedere faptul că aceasta este o creație de inspirație filozofică, așa că anumite concepte trebuie foarte bine înțelese. Eu spun că pe materialul pe care ți l-am prezentat sunt
explicații destul de clare ale acestor noțiuni care te vor ajuta să înțelegi mult mai bine, așa că te rog să parcurgi integral acest material. Eu n-am făcut altceva decât să-ți prezint cumva o schemă a materialului, da? Însă tu va trebui să îl citești cu simț de răspundere înainte să te apuci să realizezi un eseu. Iată, încă o temă, se apropie bacul și încep să-ți dau din ce în ce mai multe teme. Să realizezi un eseu în care să prezinți particularități. Hai să formulăm după modelul testului 2 de antrenament. Particularități de construcție a unui text aparținând lui Mihai Eminescu. Da? Da. Deci nu ne axăm pe personaj, ci pe textul în general. Da? Da. Andrei, sper că nu mai ai întrebări. Dacă în timpul săptămânii mai ai nelămuriri, te rog să nu eziți să-mi scrii pe WhatsApp oricând dorești, iar eu, în măsura în care voi avea timp, îți voi răspunde. Până data viitoare, Andrei, îți urez o săptămână ușoară, spor la lucru și să ne revedem cu bine. La revedere! La fel, la revedere!